7:32 de minute, din nou în direct. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Antena 3 Pitești este aici. Ne puteți urmări live și pe Facebook, indiferent de oră sau de locație. Astăzi abordăm un subiect care se tot discută și rediscută, se tot formează și reformează. Ați intuit bine, educația noastră cea de toate zilele. Vorbim despre noutăți în sistemul de educație, fie cele pe linie de examene, de ce nu, sau de desfășurare a orelor de curs, dar și implementarea de programe noi. Și salutăm prezența în studioul Antena 3 Pitești a doamnei Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar general adjunct al ISJ Argeș și consilier local din partea PNL. Stimată doamnă, bună dimineața și bine ați revenit la Cafeaua cu Bună Piper. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Cu mare plăcere. Întotdeauna. Mă bucur tare mult să fiți alături de noi și să abordăm, iată, educația, pentru că ce ne-am face fără educație? Noi așa rămâne, dacă îmi permiteți, pilonul de bază al unei societăți sănătoase. Și numai departe de zilele trecute am avut o invitată în județul Argeș pe ministra educației, doamna Ligia Deca. Au fost o mulțime de subiecte interesante pe care v-aș ruga pe dumneavoastră să ni le dezbateți rând pe rând. Sigur că da. Da, educația rămâne pilonul de bază al societății, pentru că fără educație nu ne-am putea dezvolta și n-am putea deveni responsabili și oameni de viitor, cu responsabilitate, cu toate riscurile, drepturile, problemele pe care le implică viitorul. Am fost onorați să o primim pentru a doua oară pe doamna ministră Ligia Deca în județ. A acordat într-adevăr o mare atenție județului nostru. A fost o primă vizită în luna ianuarie, iar acum, în cea de-a doua, ne-am continuat traseul către Mioveni și Câmpul Lung. După cum știți, la prima vizită de lucru în școli au fost semnate contractele pentru laboratoarele Smart Lab, cu care au fost dotate 37 de unități de învățământ. Din Argeș sunt 37 de smart lab-uri pentru care unitățile de învățământ au aplicat. A fost o vizită la Curtea de Argeș, la un liceu tehnologic și cumva pe aceeași linie ne-am continuat și de data asta acțiunile tot către un liceu tehnologic, pentru că este foarte important atât învățământul tehnologic cât și învățământul profesional și profesional dual în România, și am mers către liceul de construcții Dacia Mioveni. Am fost impresionați de ceea ce am văzut acolo, de dotările pe care liceul le are și de deschiderea copiilor, pentru că ei au foarte multă nevoie de încredere. Și dau un pic din casă, doamna ministră chiar a testat un, nu știu exact, a fost pilot pe o mașină de testare, exact, invitată fiind chiar de către copiii care mergeau pe acel simulator. Da, am fost impresionată să-i văd. Le-am cerut sfaturi vis-a-vis de ambreiaj, aveam o problemă în momentul acela, și au știut să-mi răspundă. Era clar că ei urmează o specializare care le place. Pentru că contează, e important, asta, nu? Exact, exact. Și își dezvoltă abilitățile în acest domeniu. Și am văzut că imediat și-au venit și-au dat cu părerea, știți, ar putea să fie de la rulment, ar putea să fie de la discul de presiune. Eu am rămas un pic surprins, absolventă fiind de limbi străine, dar da, plăcut impresionată de copii. Am avut o discuție interesantă la finalul vizitei cu elevii în foișor și ne-au mărturisit despre ceea ce își doresc să facă, despre faptul că își doresc un traseu profesional și că își doresc o continuitate pe piața forței de muncă. Exact asta. Acasă. Că și aici altă discuție. Da. Pentru început, este. Sau măcar. Pentru început, da, nu da, acasă. Da, pentru început acasă. Ei, într-adevăr, se află într-un parteneriat cu uzinele Dacia Renault și și-ar fi dorit ca să găsească acolo mai multe locuri de muncă. Într-adevăr, o parte din absolvenți au fost absorbiți din de uzinele Dacia, pentru că și dar fac nu stagii, atât de mult, fac da, stagii pentru că acolo. Fac, exact, acolo fac stagiile de practică, dar nu atât de mulți pe cât și-ar fi dorit.
Sunt mulți care ar fi dorit să meargă mai departe, însă sunt anumite etape care trebuie respectate în momentul în care se fac angajări. Foarte, foarte interesant la Dacia Mioveni, pentru că acesta a fost, să zicem, punctul forte, a fost discuția legată de consorțiu pentru învățământ dual. Există un proiect amplu pentru un campus preuniversitar dual, formare performantă în regiunea Sud-Muntenia prin dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la Universitatea din Pitești. Se numește Consid-Arge și este un proiect ambițios care își dorește o continuitate a rutei de la învățământul liceal către universitate. De aceea, cumva, se dorește, pe de o parte, să fie integrați în acest învățământ dual și copii provenind, elevi provenind din medii defavorizate, adică din undeva din cei 200 de elevi s-ar dori, ca indicator al proiectului, ca 50 de elevi să provină din medii defavorizate, iar ulterior aceștia să își continue studiile în cadrul universității, tot în sistem dual. Ori tot acest proces este un proces de durată, acum se pun bazele proiectului, sunt mai mulți parteneri implicați de la UAT-ul de la Mioveni, Universitatea Politehnică, Centrul Universitar Pitești, Agenții Economici, probabil, Agenții Economici, da. Sigur că da, Dacia Renault. Să nu mai dăm numele deja asta a patra oară, da, mulțumesc. Scuzați-mă. Sunt mulți parteneri, într-adevăr, care au investit în acest și vor investi în acest campus, tocmai pentru că se dorește o formare corespunzătoare cu piața forței de muncă, aflată într-un trend ascendent, pentru că spuneam în intervențiile mele anterioare că ne îndreptăm către o nouă industrie, către economia 4.0. Am terminat cu ceea ce numeam industrializarea de odinioară și am spus că, din păcate, la Câmpul Lung, odată cu economia 3.0 s-au terminat și uzinele Aro. Din păcate, exact. Dar acum ne îndreptăm către o economie bazată pe tehnologie și pe digitalizare. Și atunci este nevoie să racordăm cumva aceste cerințe ale viitorului cu școala. De ce nu cu școala? Sunt pregătite de asemenea multe dotări. Vorbim inclusiv de digitalizare, de spații moderne, de cămine, cantină, sală de lectură, bibliotecă, spații pentru petrecerea timpului de lucru și, bineînțeles, ateliere practice, moderne. Sigur că da. Acum, în cadrul tuturor acestor parteneri economici, operatori economici din cadrul proiectului, se vor desfășura aceste stagii de practică. Fiecare operator a decis să acorde bursă pentru un număr de studenți, pentru un număr de elevi, pentru că, iată, și acesta este un avantaj al proiectului, iar ulterior numărul este diferit de la societate la societate, în funcție de dimensiune și de cerere, iar ulterior acești absolvenți, inclusiv de învățământ universitar, vor putea să-și continue traseul profesional în cadrul acestor instituții sau companii. Da. Să înțelegem că este un proiect realizat strict cu fonduri europene? Este un proiect PNRR, din Planul Național de Redresare și Reziliență, și se dorește construcția mai multor campusuri universitare la nivelul întregii țări, pe regiunea Sud-Muntenia. Iată că avem și noi unul, de fapt sunt mai multe, cred că și Prahova, dacă nu mă înșel, este un județ în care va fi înființat un astfel de campus. Dar ne bucură faptul că acesta se înființează și în Argeș, pentru că va avea flexibilitate, va avea o infrastructură modernă, inclusiv în ceea ce privește consumul energetic, adică vor fi clădiri noi, clădiri reziliente, și asta este important pentru județ. De ce mai este un alt punct important? Este faptul că suntem unul dintre cele mai, cum să spun,
valorificate și valoroase județe, da, din punctul de vedere al ofertei educaționale pe învățământ tehnologic și pe învățământ profesional, pentru că acoperim mai multe domenii și specializări, mai multe, foarte multe calificări. Da. Destul de atractive, aș spune eu, și încercăm cumva să readucem această orientare către școlile profesionale și către ceea ce înseamnă învățământul dual. Pentru că dincolo de performanța pe care ne oferă Argeșul, și într-adevăr avem licee de prestigiu, avem 4 colegii centenare, centenare chiar în județ, avem rezultate la olimpiade, dar nu toți reușesc să ajungă la o olimpiadă școlară, dar pot să și dezvolte abilitățile și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, să facă ceea ce le place, da, pentru că asta este important. Și apropo de olimpiade, săptămâna viitoare, de fapt la sfârșitul acestei săptămâni, vom avea faza națională a olimpiadei de discipline tehnice, domeniul mecanică. Iată, un profil foarte căutat în județul nostru. Chiar asta le-am spus, le-am adresat copiilor și profesorilor în mesajul pe care l-am postat pe site, că mă bucur că își urmează visul, dezvolt, și pasiunea, până da, la urmă. Pasiunea, da, exact, că e nevoie de perseverență, de pasiune. Da, foarte interesant faptul că, iată, avem copii care merg și la care merg la olimpiadă cu temă specifică, mecanică. Nu ne-am fi gândit, exact, probabil, dar iată că există și suntem mândri de ei. Și nu doar. Anul trecut am avut și rezultate premii, foarte bune. Da, premiul întâi le obținut de licee tehnologice la fabricarea produselor din lemn, tot în domeniul tehnic. Am avut la Câmpul Lung, am avut și la Curtea de Argeș, adică rezultate foarte bune care arată că desfășoară cu plăcere tot acest proces instructiv, educativ, și dacă reușesc să-și atingă performanța, este clar că vor fi oameni de succes. Da. Pentru că asta e important. Într-adevăr, iată, vorbim despre un proiect ambițios, acest campus preuniversitar profesional în sistem dual. Să reprezintă oare acest obiectiv un motiv în plus de a, nu știu, de a crește rata de a merge la școală și rata de abandon școlar să se diminueze? Da, este unul dintre obiectivele proiectului. Este comun cumva cu ceea ce ne dorim în sistemul de învățământ și ceea ce s-a propus și prin legea 198, legea învățământului preuniversitar, și anume scăderea ratei de abandon școlar. Dacă vă amintiți, am spus că se dorește ca în cadrul acestui campus să fie introduși, să fie cuprinși și elevi care provin din medii defavorizate. Da. Ori, când ne gândim la abandonul școlar, trebuie să ne gândim la factorii determinanți vis-a-vis de abandon. Adică, în primul rând, medii dezavantajate, factori care țin de etnie, da, factori care țin de sărăcie, de densitatea populației în mediul rural și de ceea ce discutam noi mai devreme, că de foarte multe ori există o migrare către unitățile de învățământ din mediul urban și cei care nu își permit să facă lucrul acesta sau, mă rog, poate că unii nici nu-și doresc să plece și mă bucur că fac asta, dar acolo intrăm de multe ori în situație de abandon. Da. Și pot să vă spun că numai de vreme de săptămâna trecută și acum 2 săptămâni am fost în câteva școli din mediul rural și am discutat cu cadrele didactice vis-a-vis de motivația elevilor de a veni la școală și de motivația părinților de a-i trimite pe, da, copii la școală, care din păcate lasă de dorit. Și atunci îmi spunea domnul profesor de matematică faptul că avea o elevă foarte bună, foarte bună, da, reușea să depășească un anumit prag, pentru că venea din medii defavorizate și a fost nevoită să plece cu părinții în Spania, la final de clasa 8-a, acum. Deci, cea care reușise să promoveze, da, examenul de simulare, să
aibă o notă satisfăcătoare, a plecat în Spania, înainte la muncă. Înainte să promoveze, să dai examen, da. Exact, înainte da. Să dea un examen care ar fi repartizat-o cu siguranță la un liceu. Da. Spuneți-vă, rog, care mai sunt statisticile? Ce mai știm la nivel de județul Argeș vis-a-vis de abandonul școlar și dacă acesta este într-o creștere sau o diminuare vis-a-vis de alți ani? Sunt niște statistici nu recente, din anii trecuți, pentru că vom avea o statistică la finalul acestui an. Există un mecanism de avertizare timpurie în educație, MATE, implementat printr-o metodologie specifică și acolo se face o comparație între cohorta de intrare și cohorta de ieșire. Adică trebuie să acordăm atenție elevilor care intră la școală și care finalizează un an de studiu sau un ciclu de învățământ. Și de aici putem realiza acest procent și aceste statistici vis-a-vis de abandon. Ceea ce am observat din statisticile anilor trecuți și vă spuneam și dumneavoastră este faptul că majoritatea celor care abandonează o fac la finalul clasei a 8-a și în clasele a 9-a, a 10-a, după care abandonul stopează, pentru că ajungând în clasa a 12-a, deja îți finalizezi ciclul de învățământ și mergi mai departe. Dar aici este un decalaj și abandonul crește odată cu vârsta de școlarizare. Dacă în clasele mici avem abandon redus, adică 1, 2, 3 elevi la, nu știu, la 50.000 sau la 40.000, că este o cifră mică, ulterior aceasta crește pentru că trebuie să spunem că elevii nu mai sunt atât de motivați să vină la școală și renunță chiar pe ultima sută de metri, aici este trist și îngrijorător, adică au muncit atât de mult, au ajuns aproape de final și apoi renunță. Sau unii n-au muncit deloc, nu sunt atrași, adică până la urmă știți că voi spune lucrurile pe nume. Că... Dar dacă au ajuns totuși într-un punct... Totuși dacă au ajuns într-un punct, din păcate unii sunt și forțați de faptul că și sunt nenumărate situații în care copiii mai mari trebuie să aibă grijă de frații mai mici pentru că părinții sunt plecați la muncă și atunci aici chiar avem o situație pe care nu am dorit-o nimănui. Sunt și astfel de situații, sunt situații în care copiii sunt nevoiți să-și întrețină familia sau pur și simplu li se pare că e mult mai atractiv să-și câștige existența și să muncească de la vârstă fragedă decât să vină la școală. Și atunci scopul nostru este să facem școala mai atractivă și să dezvoltăm, să încercăm să conștientizăm părinții că este nevoie să-și ducă copiii la școală. Apropo de a face școala mai atractivă și de fiecare dată o să aduc în discuție acest subiect, pentru că sunt și elevi din jurul nostru care spun că anumite informații nu le mai sunt de folos. Cum vi se pare această, nu știu, această remarcă din partea elevilor care spun că de ce trebuie să mai știe date istorice, că de ce trebuie, ce ajută în viață? Deci, vedeți, noastră, oarecum retorica s-a schimbat. Ce ar putea să mai facă școala atractivă? Așa, în așa fel încât elevii să-și dorească să meargă la școală pentru că simt că informațiile acumulate îi ajută în viață. O viață în care vedem foarte, foarte ușor că banii se pot câștiga și foarte ușor, dacă e să ne gândim la tot ce înseamnă influencer, nu așa, pe partea aceasta de virtual, de unde se pot câștiga bani. Cum ar putea să fie școala atractivă pentru elevii aceștia care pot face bani și din alte surse destul de rapide? Aparent răspunsul ar fi unul foarte simplu. Din punctul meu de vedere, eu fac lucrul acesta. Pe de o parte s-au schimbat programele școlare încă din 2017 și spuneam lucrul acesta. Pe de altă parte exista o formare a cadrelor didactice, pentru că și aici trebuie să lucrăm un pic vis-a-vis de ceea ce înseamnă implementarea noilor programe, destul de flexibile, aș zice eu, dar în același timp cu discipline la care conținuturile ar trebui revizuite, pentru că se trece foarte repede prin anumite conținuturi, acestea nu sunt fixate, elevii ajung cu lacune la finalul ciclului de învățământ,
Dar lucru foarte important este că trebuie să ne axăm pe competențe. Da. Pentru că noi le formăm elevilor niște competențe, nu le livrăm niște conținuturi ca și cum am cumpăra, nu știu, roșii de la magazin. Da. Deci sunt conținuturi pe care ei le vor livra la rândul lor. Și atunci vorbeam mai devreme de disciplinele tehnice. Acolo copiii clar își dezvoltă niște abilități. Și noi, în învățământul teoretic, nu doar învățământul tehnic, trebuie să ne axăm pe aceste competențe. Și vorbeam cu copiii mei de la școală și spun că poate într-adevăr mi-e un pic mai ușor, având în vedere și disciplinele pe care le predau, faptul că tot ceea ce predăm trebuie să fie conectat la viața reală. Da. Pentru că dacă noi scoatem din contextul real și doar livrăm conținuturi și nu facem nicio legătură cu viața reală, fără doar și poate copiii nu vor fi interesați. Da. Și atunci am încercat să mă raportez eu la ei, dincolo de conținuturi din programe, și o să vă dau un exemplu. Ultima oară m-a rugat o fetiță să citim Matilda. Zis, ok, data viitoare citim Matilda împreună. Și asta fac de două săptămâni la clasă, citesc pentru că e o carte interesantă, adecvată vârstei lor, cumva în trendul zilelor noastre. Poate că e amuzant să citești Creangă, dar nu mai atât de ușor, da, datorită numărului mare de regionalisme, de chiar și atitudini până la urmă. Și de atitudini, sigur, da, că da. Și atunci trebuie și noi să schimbăm un pic registru. Iar conexiunea cu viața reală este cea importantă. Da. Și un lucru pe care nu-mi place să-l văd în anumite situații este faptul că elevilor li se interzice neapărat, dar nu sunt lăsați să spună punctul de vedere. Sunt îngrădiți. Și atunci deschiderea și discuțiile cu ei te pot aduce și pe tine ca profesor într-o altă zonă în care să poți construi. Iar eu fac lucrul ăsta cu copiii mei și mă bucur. Dar, într-adevăr, școli prietenoase înseamnă atitudine schimbată, înseamnă racordare la real, neapărat, la contextul actual și această motivație și, cum să spun, legare de concret, da, învățăm asta pentru că o să vă servească la, o să știți când o să aveți o durere în zona rinichilor, să știți să arătați, sau o să știți când o să mergeți, nu știu, vizităm Louvre sau o să știți și vă să spuneți două cuvinte în franceză. Cum v-ați simțit să spuneți asta? Da. Dar mai ușor, se mai predau comentarii după dictare? Mi-ar plăcea să cred că nu. Pentru că, nu știu cum să dictez. Bănuiesc că mai sunt cazuri nefericite în care se face lucrul acesta. Nu este foarte interesant acest aspect. Eu, într-adevăr, aveam comentarii după dictare. Așa. Și chiar sunt curioasă, adevărat, nu sunt la curent cu acest aspect, dar eram curioasă dacă într-adevăr se mai predau comentariile și trebuie să le învățăm așa cum le expune profesorul, apropo de punctul de vedere al elevului, sau pur și simplu elevul poate să vină cu un comentariu propriu și personal, evident trecut prin stilurile care sunt predate la clasă. Sigur că da, există o diferență, există o mutație fundamentală, aș spune, în sensul în care dacă ați văzut la examenele de clasa 8-a, la evaluarea națională, se dau texte la prima vedere care sunt interpretate de copii. Și atunci, într-adevăr, trebuie să ai o structură logică asupra ceea ce trebuie să spui, așa cum avem și noi în viață, până la urmă, că urmăm o strategie și... Pe scurt, pentru că nu mai avem timp nici măcar un minut, care ar fi noutatea examenelor de anul acesta, capacitate bacalaureat? Noutatea este legată de digitalizare, am mai discutat lucrurile acestea, de faptul că lucrările sunt evaluate, sunt încărcate pe platformă, reevaluate în cazul în care diferența de notare este mai mare de un punct, sunt redistribuite în mod automat și în felul acesta aș spune eu că există o notare obiectivă și se acordă șanse tuturor elevilor să valorifică aceste competențe de care vorbeam,
într-un mod real. Da, vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță vom mai avea nevoie de foarte multe emisiuni să dezbatem subiecte interesante, mai ales că totul este într-o continuă schimbare și avem nevoie să aflăm cum sunt acestea puse în practică. Atât pentru astăzi, Dana Popescu sunt eu, rămâneți cu Antena 3 CNN, la revedere!